Două persoane au murit în urma unui incendiu care s-a întâmplat la un bloc de locuințe din capitală de pe Bulevardul 1 decembrie 1918. Chiar acolo a ajuns colegul meu, jurnalistul Euronews, Andrei Rotaru. Andrei, te salut. Ce ai reușit să mai afli? Spune-ne în primul rând dacă incendiul este lichidat în momentul ăsta și ce știi despre victime, firește. Bună seara, Arina, bun găsit tuturor, cel puțin din ceea ce reușim noi să vedem de aici, de la fața locului, incendiul pare să fi fost stins. Vorbim așadar în total despre 10 victime care au avut nevoie de asistență medicală, 3 dintre ele au fost în total transportate la spital, spun oficial pompierii. Vorbim despre 2 persoane care și-au pierdut viața în urma acestui incendiu, așadar un bărbat în vârstă de 50 de ani, el a fost primul care a decedat. Totodată salvatorii au încercat vreme de 10 de minute să salveze viața unei femei. Bineînțeles, au făcut asupra ei manevre de resuscitare, însă și aceasta a fost declarată decedată în urmă cu scurtă vreme. Vorbim totodată și despre un copil care a făcut un atac de panică și a fost așadar dus la spital. Din datele pe care am reușit să le strângem până acum de la autorități, se pare că incendiul a izbucnit la etajul 7 al blocului de locuințe, iar apoi s-ar fi extins pe fațadă până la etajul 8. Bineînțeles că în acest caz a fost deschisă o anchetă pentru a stabili exact care a fost dinamica acestui incendiu și care au fost cauzele lui. Vă arată în aceste momente colegul meu imagini, colegul meu Cristi Petrescu vă arată imagini în direct de aici, așadar vedeți cât de multe resurse au alocat cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Ilfov, în acest caz. Vorbim așadar de despre 8 autospeciale de stingere, vorbim totodată despre 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, dar și 8 ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple. În continuare, această intervenție este în derulare aici pe Bulevardul 1 decembrie 1918 și bineînțeles vom reveni cu detalii pe măsură ce le aflăm de la autorități. Andrei Rotaru, mulțumim pentru toate informațiile. Încercăm să aflăm mai multe, doamnelor și domnilor, chiar acum în direct la Euronews România. Daniel Vasile, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Bună ziua, domnule locotenent colonel, vă mulțumesc că sunteți aici. Bună ziua! Care este situația în acest moment? Ce ne puteți spune? În acest moment incendiul este localizat, urmează a fi declarat stins. Mai sunt doar câteva etape procedurale de realizat, printre care evacuarea fumului prin ventilarea acestor spații, deschiderea ușilor și ferestrelor, astfel încât fumul să nu mai existe în încăperile afectate de incendiu și nici pe casa scării. Și, evident, urmează cealaltă etapă de cercetare a circumstanțelor în care s-a produs acest incendiu, de unde a pornit, cum s-a dezvoltat și care sunt consecințele acestuia, din punct de vedere al pagubelor. Din punct de vedere al persoanelor rănite, avem un bilanț preliminar care ne arată că au fost 10 persoane adulte care au fost asistate de către echipajele SMURD, 8 dintre acestea cu expunere la fum, dar nu într-o situație deosebită care să le pună viața în pericol, și alte 2, care erau locatari, soț-soție în același apartament, au fost găsite în stare gravă. Un bărbat care era găsit decedat și o femeie pentru care au fost realizate manevre de resuscitare întrucât era în stop cardiorespirator. Din nefericire a decedat și aceasta. Pe de altă parte mai avem și un copil care a fost asistat de echipajele SMURD, mai degrabă un atac de panică fără probleme deosebite. Deci intervenția va mai dura pentru realizarea etapelor pe care vi le-am menționat anterior. Din ce știți până acum, focul a pornit chiar din apartamentul cuplului despre care ne vorbeați? Acestea sunt indiciile pe care le avem, judecând după modul în care intervenția a decurs, după pagubele rezultate în apartamentul respectiv. Deci toate informațiile ne conduc către această ipoteză. Incendiul probabil a fost observat cu întârziere, întrucât în momentul în care au ajuns echipele noastre, flăcările deja se vedeau din exteriorul clădirii, dincolo de balcon, cu extindere de la etajul 7 către etajul 8 pe fațada clădirii, adică o ardere foarte, foarte puternică. De aici și fumul foarte dens rezultat în urma acestui proces de ardere. Apropo de fum, și sigur o să vă întreb și despre indicii cu privire la cauze, cele 2 persoane, soțul și soția, care și-au pierdut viața astăzi, mai degrabă au avut de suferit ca urmare a fumului?
este foarte probabil că acest lucru să se fi întâmplat în faza incipientă, adică n-au putut să se evacueze și, după cum știm cu toții, inhalarea de monoxid de carbon este foarte periculoasă pentru organism și în doar câteva secunde poate surveni decesul. În cazul bărbatului, dar și a femeii, într-adevăr, există, pe lângă expunerea la fum, există urmele vizibile pe corp, specifice expunerii și la flacără. Aș puncta pentru cei de acasă că discutăm despre un subiect care conține și informații de natură a afecta emoțional pe unii dintre cei care ne urmăresc chiar acum. Ce bănuiți cu privire la cauze? În momentul acesta, cred că nu ar fi oportun să ne pronunțăm asupra circumstanțelor, a cauzelor precise de izbucnirea incendiului, atât timp cât intervenția nu e încheiată. Colegii mei vor trebui să verifice fiecare încăpere a apartamentului respectiv, să vedem amprenta incendiului, adică locul unde arderea a fost cea mai intensă, pentru că se poate observa în general acest lucru la incendiu, și ulterior să eliminăm și, să zicem, o parte dintre situațiile posibile care ar fi putut genera acest incendiu. Cât de repede ați reușit să ajungeți, domnule Vasile, din momentul în care ați primit apelul la 112 și dacă aveți informații și despre cine a sunat? Deci au fost mai multe apeluri care au anunțat acest eveniment, iar primele autospeciale de stingere au ajuns și, evident, cu prim ajutor și descarcerare, au ajuns în doar câteva minute. Evident, având în vedere amploarea, numărul acestor resurse a fost suplimentat în mod progresiv. Am avut în acest moment 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autoscări, dar și 8 resurse smurt, ambulanțe de tip B și tip C cu medic. Da, deci o concentrare foarte mare de resurse într-un timp foarte scurt. Sunt în acest moment 2 ore de când s-a produs acest incendiu și cumva consecințele sunt deja încheiate. Văd și oamenii de acasă imagini chiar acum de acolo. V-aș mai întreba cât de dificil este intervenția. Vorbim de etajul 7, iată cu extindere către etajul 8. Da, având în vedere etajul la care s-a manifestat incendiu, a fost necesară amplasarea unei autoscări, autospeciale pentru intervenție la înălțime, care a acționat preponderent pentru stingere și, evident, protejarea fațadei, care a fost cuprinsă de incendiu. Un număr mare de resurse înseamnă, în general, probleme cu accesul din cauza autoturismelor parcate și alte asemenea dificultăți specifice unui număr mare de autospeciale. Dar cu sprijinul colegilor noștri de la poliție am reușit să amplasăm în dispozitiv toate autospecialele. Celelalte victime și ultima întrebare, domnule Daniel Vasile, au ajuns la spital sau au primit ajutor medical la fața locului? Sunt 3 persoane, 2 persoane adulte și un copil, care au comunicat echipelor noastre, după evaluarea medicală, că doresc transportul la spital. În momentul în care au intrat în ambulanță și, evident, se pregăteau pentru a începe deplasarea către spital, aceste persoane au hotărât că nu mai doresc să meargă la spital și au consemnat acest lucru și în fișa specifică pe care o întocmesc colegii noștri, pentru că nu se simțeau în pericol și nu au mai dorit transportul la spital.